Neață. Salutare, eu sunt Robert și bine te-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem making of la piesa Vreau acasă, interpretată de Theo Rose și WhatsApp. O să vi-i arăt pe fiecare dintre ei. Am închiriat o casă imensă. E și proprietar aici cu noi. Îi mulțumim mult pentru că ne-a găzduit proiectul. Dă-mi un subscribe dacă îți place ceea ce fac și spune-mi în comentarii pe cine ai vrea să vezi în următoarele episoade. Ești pe vlog? Sunt pe vlog. Ești pe vlogul tău? Ești da. Da? Da. Bună. Asta am schimbat-o. Păi ia boxa, Mihai. Cum decurg filmările? Cum vă simțiți alături de Theo Rose? Ce simțiți pentru această fată artistă wannabe? Mă foarte bucur pentru ea, slavă Domnului, de când a deschis aceste noi orizonturi și eu alături de ea am început să fac din ce în ce mai mulți bani, mai mulți bani, mai mulți bani. Ține invers, mâncați așa. Din ce în ce mai mulți bani, tot mai falși, nu umblăm cu ei, băia bunii, ținem acasă. Ăștia sunt pentru clip. Astăzi mă simt excelent. Mă simt foarte bine, am cunoscut o grămadă de oameni noi. Da, frumoși sau ți-au... Majoritatea sunt ok. Majoritatea sunt ok. De cine nu-ți place? Hai să dăm pe față cărțile și să încercăm să scoatem ce vreți să facă WhatsApp în următorul videoclip, pentru că o să ne întâlnim împreună ca să facă provocarea. Pentru fetele care au bube în loc de sân, dacă dai cu cremă de gălbenele e posibil să treacă. Nimeni nu pasă orice ce ar fi să mi se întâmple în viață. După blocuri suntem noi să ne înțelegi mai bine. După blocuri suntem noi care te facem pe tine. Artiștii nu sunt singurii cei care au nevoie de make-up. Așa că Scheherezada, când n-ai cliente. Cum s-a părut această zi? Super. Ce ai învățat sau ce probleme am întâmpinat și cum Niciuna. Am putut să rezolvăm? Sunteți simpatici foc. Mulțumim, da. Mult, mulțumim. Data viitoare o să te mai întâlnești cu noi, o să ne mai ajuți. Clar. Deci nu ne lași la greu. Absolut nu. Dacă te sunăm, nu ne refuzi. Vin noaptea. Contează bugetul? Bă, nu. Nu când contează, oamenii nu? Sunt simpatici, nu. De obicei, okay. Da. Crezi că așa, oricum. Deci luați aminte, nu o chemați pe Scheherezada dacă nu sunteți de treabă, nu sunteți prietenoși. Dacă sunteți prietenoși, se poate. Dacă nu, mulți bani. Vă puneți poftan cu ei și am mulți bani. Eu și iarna sunt pe val. Racata, racata, racata. A. Primăvara tot pe cald. G-dum, 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 g-dum. Eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Ia, sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Da, da, neglijat. Dacă nu ești un pic neglijat, nu e ca și cum. Nu e original, știi? Trebuie să fie ca și cum, că nu-ți pasă. Da, am ieșit eu din casă să văd și eu cum mai aia. Da, m-am dus. Așa e. S-a blocat acolo pe nară. Mai răcește lumea, nu. Bine că e doar răceala. Acum, pe pandemia asta, n-ai voie să mai răcești, nu știu dacă ai văzut. Se panichează lumea. Da, se panichează. Păi îți dai seama dacă te vede că tu ieși de mai multe ori. Eu am avut sinuzita an de zile și șefa am acasă un aparat de ăla, îmi fac aerosol singur. E aerosol cu vitamină, nu? O să spui ce vrei în el, dar dacă ai gâtul uscat, îți pui doar ser fiziologic, dacă nu și ai nasul înfundat, sunt Dexa, fluimucil și ser fiziologic. Uh-huh. 1 ml cu 1 ml și cu 2 ml de ser. Știu, sunt aproape doctor. Am aici niște roze. Bravo. Ceva nou, am zis să... E stil acum? Nu știu, am zis să întineresc un pic, dar... Te simți bătrân? Bă, 32 de ani, nu mai am 14. Ce vrei? Bă, eu sufletește am rămas pe la 10 ani, zic sincer. Așa, mental am mai evoluat și un pic, dar în rest, tot pe Bulgaria. Tot pe Bulgaria. Hai să-i dăm, ia, ne-a luat. Gata! Copzon, 2 minute! Pe platou toată lumea! Roll sound! Ia, învârtești și o să vadă lumea. Vârstea lui mi-amintește cum. Căutați WhatsApp, dați subscribe acolo ca să vedeți cele mai fresh piese. Ai avut intenția să faci trapmanele? Eu am plecat cu trapmanelele odată cu ele. Înainte să facă prima piesă Jador cu Lino, eu eram pe la Golden și făceam cu Mahalarai banda. Jeanez Romane, Jeanau, ce mi de ma camera. Știi că lumea e un pic așa încordată. Dar am văzut că în ultima vreme s-au mai relaxat de când au fost la Neversip. A fost aia cu manelele. Așa sunt zilele mele. Mamă, toată lumea a început să cânte și atunci zi. Ai zis, bă, ăștia suntem la final de zi.
Oricum România e marfă. Suficient e să... Să ne arate cine suntem. Să ne arate cine să ne aduc aminte. Că noi știam oricum, adică... Da, am uitat. Dar păi nu spune mie că la 12 noaptea când se urcă lumea pe mese, pune, nu știu, Snoop Dogg. Tot pe mentorul meu, Adrian Minimi, o să-l pună, nu? Ia să mă văd. Hai mă că ești bine, mă, nu că e bine, nu, eu sunt atent la detalii, chiar dacă pare relaxată situația, e important să pară de acolo. Gata, mă, ăsta e, stai ăsta, să vadă căptușal. Mă doadă, că mă gândeam la puști, că n-are 14 ani. Și acțiune, hai. Hai, o dată, mai white, sau vine mai bine? Bună seara, Teo. Da, bravo. Sunt vlogger. Bravo. Internațional. Vreau să ajung. Câte like-uri vrei să faci la video-ul ăsta? Oh, interesant. Hai să vedem. Păi spune-mi tu, câte like-uri trebuie să strângem la videoclipul ăsta ca să mai facem încă unul? Deci trebuie să ne întâlnim separat? Am eu idee nouă. Este un trend pe care trebuie să-l facem? Da. Împreună? Am eu un trend nou. Dă-le un indiciu să vedem. Deci atent. Câte like-uri faci la vlogul ăsta, atâtea pulane și apă spate. Ah, păi dar nu jucăm așa agresiv. Nu, că dau încet. Păi da, nu, dar încet, că s-ar putea să-mi placă. Mi-a zis să știu dacă îmi stă bine polițistă, știu da. Mi-a zis. Pe bune, pe bune. Jur. Dacă n-ai fi artist muzical, aș fi actriță. Respectiv, ai fi actriță. Ok. Ai vrea să faci facultatea de actorie? Am mai vrut. Și de ce ai renunțat? N-am ajuns la examenul scris. M-am pregătit un an de zile, intens. Și când m-am dus la examenul scris, am întârziat, așa a fost făcut. Cât ai întârziat? 5 minute. Și nu te-am mai primit? Era o secretară în fața acolo. Am blestemat, nu știu dacă mai trăiește. Trăiește, îți dai seama. Probabil... Am plâns, m-am dus după aceea la biserică, în genunchi am plâns. Era visul meu să fac un ATC-ul și mi l-a spulberat. I-ai aprins și tu o lumânare? Da. La morți. La vi... Glumesc. Bă, glumesc, chiar n-am blestemat pe nimeni, nebun. Să nu luați nimic în serios din ceea ce vedeți aici. Am atitudinea asta așa de bad bitch, dar nu sunt. Sunt fată, ok, dar de bătut tot te bat. Am înțeles. Cu planul. Câte like-uri vrei să strângem pentru acest clip muzical? Vreo 500.000. 500.000? De început. Nu să faci 500.000 de like-uri, că 500.000 de like-uri nu are nici J Balvin. O piesele alea cu miliarde de vizualizări. N-are nici J Balvin. Păi J Balvin e român, aici ea la noi? Păi cine iubește pe J Balvin? Noi suntem acei români, pe noi ne iubește lumea. Păi cine dragul să-l iubească? E blană. O să iasă bine, rog. O să iasă bine? Uh-huh. Ce probleme ai întâmpinat? Următorul cadru ar putea funcționa mai bine dacă s-a duce în Erică să ia Sprite-ul și apa aia tonică pe care i-am cerut-o eu. Ai noi piese pe care le-ai pregătit pentru susținătorii tăi și urmează să le lansezi? Noi avem foarte multe piese făcute, dar din ele selectăm câteva. Poate unele dintre ele o să le scot la anul sau peste 2 ani. În funcție de ce vor ei, practic se setează trendurile. Okay. El se ocupă de Bărbi Vescu, my manager. El se ocupă de instrumentale, el face beat-urile, le creează de la zero instrumentale, topie, forță, așa ceva. Mai și furăm, zi adevărul. E, furăm! Să-l vedeți și pe Raul, el este varianta mea mai tânără un pic. Ce credeți? Semănăm? Ia dă-ți ochii aici jos. Lăsați în comentarii dacă credeți că e ce trebuie. De câte ori repetați? Păi mergem de 3 ori. Ieri am fost la ora... Ce urmează să filmezi? Un cadru de playback. Hai să explici puțin ce înseamnă un cadru de playback. Vor pune piesa la boxă. Da. Iar eu o voi cânta peste cu sunet, adică direct așa. Vreau acasă lângă mama, unde nimic nu dure, unde nici ploaie, nici fă nicio furtună nu lovea. Deci că filmăm serial, că am filmat serial aici, boss. Pe serial. Hai. Mai vreți mai o dată? Gata, așa, dar trebuie să facem cum s-a. Mai știi ce am făcut? Facem pe secvență. Nu, dar tu ai venit. Am venit. Nu contează, că contează momentele astea, gen când tu ești aici. Eu mereu am să tai cu... După aia mănâncă mama așa. Ce să fac, ăștia nu mă ascultă așa. După aia am luat mâncare, nu, Adrian? Mă întâlnesc, mă locul meu. Eu mai ciugulesc câte ceva, îmi dați farfuria, mai ciugulesc câte ceva, îmi spuneți că dar nu din picioare. Și după aia iau un măr și am plecat. Azi dăm. Și zice, dar unde pleci? Unde nu știu ce a zis, a zis voi? Unde pleci? Unde asta? Hai mă, mănânc, stai jos, mă, ce mănânc? Hai, mergi acolo, te așezi. Uite mă, nu mănâncă nimic, mă. De ce n-ascult de bine? Ei, n-ascult. Aici, opriți că mă... Nu. Te opriți acolo că mă mănâncă de la iar de parfurie? Da, mă mănâncă de parfurie, dar cu
Uite, mă, mănâncă din picioare, măi. Dragii mei, WhatsApp de la WhatsApp TV, mi-a zis pleacă să nu mai vii. Dați un share, un like, un subscribe, un like, repet, și un dislike în caz că nu vă place și un comentariu constructiv. Nu ne place hate-ul gratuit. Vă iubim, aveți grijă de voi și nu uitați să fiu cum. Nu costă nimic, motherfuckers.